Mănăstirea Nicula se pregătește pentru marea sărbătoare a Adormirea Maicii Domnului din data de 15 august, a cărui hram îl și poartă. Mănăstirea este cunoscută ca una dintre cele mai importante puncte de pelerinaj din țară. Peste 100.000 de credincioși sunt așteptați să participe la manifestările dedicate acestei mari sărbători. Pe data de 15 august se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Cu această ocazie, mii de credincioși din întreaga țară vin la rugăciune la Mănăstirea Nicula. Săraci sau bogați, bolnavi sau sănătoși, fericiți sau necăjiți, toți sunt uniți în credință în Dumnezeu. Vin la Mănăstirea Nicula să se închine la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Starețul mănăstirii, Andrei Coroian, susține că în aceste zile au loc ultimele pregătiri pentru ca evenimentul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Da, așa cum am spus, poate nici nu se zice că ultimele pregătiri sau ultimele retușuri la pregătiri, că de fapt pregătiri sau că am făcut de o lună de zile tot pregătim și tot le rânduim. Și acum ai ultimele zile, până miercuri seara, deci practic trebuie să le pregătim toate, să fie toate în rânduială. Și de joi dimineața așteptăm să vină credincioși. Deci să înțelegem că joi dimineața o să-și facă apariția la Nicula primii credincioși. Deci de atunci, practic, o să înceapă evenimentul. Da, cam de joi de la prânz, joi de la după masă, știu, ca de vineri dimineața o să închidă circulația și de atunci, practic, o să înceapă pelerinajul. Dar sunt, cred că sunt și ești sigur că o să vină și de joi. Joi dimineața, de joi după masă, de joi de la prânz. Primii credincioși sunt așteptați să sosească la mănăstire încă de joi. Sâmbătă, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va fi scoasă din biserică și va fi așezată pe altarul de vară. Duminică, începând cu ora 9, va avea loc liturghia arhierească și o predică susținută de Irineu Pop Bistrițeanul. Starețul mănăstirii Nicula spune că se așteaptă ca la acest eveniment să participe peste 100.000 de credincioși. Deci noi avem un program special, deci pentru hram, care programul noi l-am accesat pe site, adică se poate accesa pe site-ul mănăstirii, pe internet, programul detaliat, pe ore, cu persoane, cine slujește, cine predică. Așa și, deci, un program special, pot să zic, începând de vineri, practic de vineri seara, când sunt obișnuitele slujbele de mănăstire, știți, deci care se fac cele 7 laude seara, dimineața, dar practic de vineri seara, de la ora 10, când este Sfântul Mazlu, să fie invitat Părintele Exar, Achilisiar, al Catedralei Mitropolitane din Cluj, Părintele Arhimand Teofil Roman, că sună cuvântul de învățător după Mazlu, să știți mărifele Sfântului Ioan Gură de Aur. Și de începând de sâmbătă dimineața, practic începem un program special care sunt slujbe aproape în continuu, cu o oră, două, pauză, până duminică la prânz. Deci o să fie dimineața, sâmbătă dimineața, acatistul Adormirii Maicii Domnului și ceasul, sunt la liturghie, predica Părintelui Stareț, după aceea pricesne să cântă, asta ține până în jur de ora 10, să zic 10 și ceva. După aceea la ora 12, taina Sfântului Mazlu, cu predica Părintelui fost protopop de Gher la Părintelui Ioan Moraru. După aceea, de la ora 15, după masă, din nou taina Sfântului Mazlu și după taina Sfântului Mazlu, predica Părintelui actual protopop de Ghiera, Părintele Aurel Mureșan. Iar de la ora 18 va începe, practic, slujba privegherii, slujba vecerniei, cu litiei în prima parte a ei, unde va sluji în sobor de preoți și diaconi, preasfințitul episcop Vasile Someșanu. O să avem invitați pentru slujba privegherii corul de psalți ai Patriarhiei Române de la București, la Catedrala Patriarhală din București, iar predica în slujba vicernie o va rosti Părintele Exar, Părintele Arhimandrit, postul nostru stare, Părintele Dumitru Cobzaru. Cel mai mare număr de credincioși care au participat la hramul Mănăstirii Nicula a fost înregistrat în anul 1998, când 450.000 de pelerini au fost prezenți la slujbă. În ceea ce privește asigurarea ordinii și liniștii publice, aproximativ 200 de jandarmi din cadrul grupării de jandarmi mobile Cluj-Napoca vor fi prezenți în zona mănăstirii, cât și în interiorul acesteia, conform comunicatului de presă remis de gruparea de jandarmi mobile Cluj. Jandarmii recomandă participanților la manifestarea religioasă să respecte precizările organelor de ordine, să acorde o atenție sporită modului de păstrare și asigurarea bunurilor și obiectelor personale și să evite conflictele cu persoanele aflate sub influența băuturilor alcoolice. În cazul în care observă sau sunt victime ale unor fapte antisociale, se pot adresa jandarmilor aflați în dispozitive sau pot solicita sprijin la 112.